Mi se pare că avem mult praf în capitală. Vă spun eu, nu vă pare. Chiar avem. Și iată una dintre surse de praf. Drumul care trece pe lângă cimitirul Ghencea 3 e drum de țară, bine. O bucată e pietruit și după aceea e glod. Glod după ploaie. După aceea glodul se usucă cu toate deșeurile astea toxice, se transformă în praf și e adus de vânt în plămânii, în mâncarea, în ochii voștri. Cum vă pare? Nu prea seamănă capitală europeană, nu-i așa? După drumul ăsta începe județul Ilfov și Bragadiru. De aici 100 de metri până la asfalt. 100 de metri prăfuiți. Țin de municipiul București. La granița între sectoarele 5 și 6. Drum betonat. Până acum și ăsta era așa de țară. Prima dată îl văd făcut. Dar cât era să facă și bucata asta până la cimitir? Probabil aici e divină sau responsabil Ministerul Transporturilor. De aici primăria municipiului București sau primăria sectorului 5-6. Piedone, Ciucu. Hai să facem presiuni. Hai să le cerem să oprească sursa de poluare. Prin betonare și asfaltare de drum. Simplu.